Salutare tuturor și bine v-am regăsit! V-am promis de ceva vreme că vreau să fac un video cu toate uneltele pe care le am eu din gama Makita pe 18V, gama LXT. Observați că am pus câteva și spun câteva din ele pe masă pentru că nu încap toate, nu am cum să le pun pe toate pe această masă. Am pus câteva așa, mai mult pentru poza de thumbnail. O să vi le arăt rând pe rând pe fiecare. Eu am clipuri de review-uri și teste cu fiecare din aceste produse pe canal și o să vreau să fac în felul următor pe măsură ce vă prezint. Prezint fiecare unealtă în parte. În descriere o să găsiți link către review-ul dedicat fiecarei unelte în parte și bineînțeles un link să intrați pe magazin la cei de la Toolstore să vedeți care este prețul lor în această perioadă, în diferite configurații, bineînțeles. Am pus câteva unelte pentru construcții pe care vreau să vi le arăt întâi și întâi după care vreau să vă arăt și ce am pentru gama de grădină, ce scule utilizez eu pentru gama de grădină. Așa că o să fac o prezentare rapidă pentru că eu deja, așa cum v-am spus, am făcut prezentările și testele la fiecare din aceste unelte. O trecere rapidă așa peste câteva detalii, puncte pro, puncte contra, ce îmi place, ce nu place în legătură cu fiecare din aceste unelte. Vă arăt cu ce alimentez, vă arăt cu ce încarc acumulatorii, vă arăt și sculele de grădină și la final vă arăt și sau vă spun eventual și ce aș vrea să mai cumpăr, să mai adaug la această colecție Makita LXT pe 18V. O să încep cu modelele de mașini de găuri și înșurubat pe care le am și normale și cu impact. O să vedeți imediat ce model de mașină de găurit și înșurubat cu impact am. Acesta este DDF44, mașină de găurit și înșurubat, bineînțeles, fără percuție, varianta fără percuție. M-am lecuit, nu mai vreau cu percuție, am avut ceva probleme cu modelele cu percuție. Este varianta fără percuție, o mașină care mi-a plăcut extraordinar de tare, este foarte bine echilibrată. Una din mașinile de mijloc, cum îmi place mie să le spun, în gama celor de la Makita, are motorul brushless, între 500 și 2000 de rotații pe minut, 54 de Nm este cuplul maxim de strângere al acestei mașini de găuri și înșurubat. XPT Extreme Protection Technology rezistă foarte bine pe șantier, este foarte bine echilibrată, foarte bine balansată, mi-a plăcut foarte tare și cum arată așa ca model, bineînțeles două trepte de viteză, inel pentru ambreiaj, 21 de poziții, extrem de confortabilă. Eu la acest model am folosit și acest suport, acești doi papuci, să le spun așa, se montează aici, vedeți că are aceste locuri unde puteți să puneți clema pentru porscule, în locul ei se montează acești doi papuci și cumva protejează acumulatorii atunci când vă mișcați cu ea. Am dat-o jos acum pentru această prezentare. Deci aceasta este 4x4, mașina mea de găurit și înșurubat de mijloc. Pe urmă am vârful de gamă DDF486, nu este la mine aici pe masă pentru că am lăsat-o la David, tocmai am fost la el și am făcut un video de versus între DDF486 și GSR18V150. Nu știu în momentul ăsta dacă el deja a editat și a publicat acel video, probabil că a fost deja postat, dacă nu o să urmeze, o să fie postat acolo și o să vedeți un versus între DDF486, vârful de gamă în acest moment la mașinile de găuri și înșurubat la Makita versus vârful de gamă a celor de la Bosch. Este o mașină extraordinar de puternică, motor brushless, bineînțeles. Vine și acest model, la fel ca 481, cu un mâner lateral, dar este un mâner scurtat, ca atare îmi place mai mult. Mandrina este metalică, la acest model are o deschidere până la 13 mm, turațiile sunt la treapta 1, 550 de rotații pe minut, iar la treapta 2, 2100 de rotații pe minut. Cuplurile soft și hard sunt 65 și 130 de Nm la această mașină. Capacitate maximă de găurire, sau mai bine zis recomandată, cu carotă este de 152 de mm, iar pentru burghie 50 de mm. În lemn, bineînțeles, XPT Extreme Protection Technology rezistă, este gândită să reziste foarte bine în condiții dure pe șantier. Vârful de gamă, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, o mașină extraordinar de puternică pe care eu am luat-o schimbând modelul anterior DDF481. DTD 171, o știm deja cu toții, mașină de găurit și înșurubat cu impact, cea mai puternică din acest moment pe care o au cei de la Makita. Motor brushless, este compact, foarte scurt aici, foarte confortabilă, ușor de lucrat cu ea și cred că toți cei care folosesc în acest moment această mașină îmi dau dreptate. Prindere Hex 1x4, montăm direct accesoriile cu coadă hexagonală aici. 180 de Nm are cuplul maxim această mașină cu impact. Multiple viteze și moduri de assist care se pot regla sau se pot seta de aici, de pe panoul electronic din partea de jos. Are 3800 de rotații pe minut maxim și 3600 de impacturi. Bineînțeles, XPT, Extreme Protection Technology, o mașină de găurit și înșurubat cu impact
fantastică și mai multe găsiți în linkul pe care vi l-am promis în descriere. Vedeți acolo o prezentare generală, detaliată, bineînțeles, și câteva teste ca să vedeți cum se comportă această mașină. DTD 171. Aceasta este multifuncționala DTM 51, modelul un pic mai vechi, între timp a apărut modelul cu motor brushless, are prindere OIS, accesorii fără cheie, se desface această clapetă de aici, se desface bolțul, se montează accesoriul, se strânge, un pic mai complicat pentru mine, pentru că de multe ori m-am lovit cu această clemă metalică, dar prinderea este una rapidă. O unealtă pe care am luat-o pentru că mi-a trebuit, nu neapărat pentru că am vrut să o am în gamă, am avut nevoie să folosesc doar așa ceva, să tai în zone foarte, foarte înguste, unde nu puteam să bag cu niciun alt accesoriu, și atunci unealta asta mi-a fost de mare folos când am avut nevoie să tai diferite piese acolo unde nu am avut cu ce să acced cu altă unealtă. Montare de la 30 la 360 de grade a piesei, deci poți să lucrezi cu ea în tot felul de unghiuri. Variator de oscilații în 6 trepte, poți să setezi de la 6000 până la 20000 de oscilații pe minut. Întrerupător on-off poziționat aici în partea din față. Funcția anti-restart, LED de avertizare care este aici lângă variatorul de oscilații, LED pentru avertizare de baterie descărcată. O mașină care s-a comportat foarte, foarte bine atunci când am avut nevoie să o folosesc, nu am absolut nimic ce să reproșez. Un pic dacă o forțezi, totuși nu-i place acest lucru, cumva trebuie menajat din punctul ăsta de vedere, dar are suficientă forță și am putut să-mi fac treaba atunci când am avut nevoie, fără niciun fel de problemă. Ca fierăstrău circular am avut inițial DSS 611, dacă nu mă înșel codul, după care l-am schimbat și am luat acest model DHS 680 cu motor brushless, pânză 165 de mm, adâncimea maximă de tăiere este de 57 de mm, automatic torque drive, își calculează cumva singur forța de care are nevoie în funcție de piesa în care îl pun eu să taie, deci îmi optimizează cumva curentul din acumulator în funcție de solicitarea pe care eu dau, și ăsta este un lucru care îmi place. 5000 de rotații pe minut, frână electrică, are lumină LED aici dispusă undeva ca să văd și pe unde tai atunci când mă apuc noaptea. Cârlig pentru schelă, dacă vreau să-l agăț de schelă sau de scară sau acolo unde am nevoie ca să nu-l pun pe jos, și are și indicator pentru baterie care este aici sub mânere. Un circular care se comportă foarte, foarte bine în lucru. Mi-a plăcut, îmi place ca atare, la ăsta nu o să renunț. Oricum am nevoie de un fierăstrău circular și al model. Momentan nu îmi trebuie din gama celor de la Makita, pentru că nu-l vreau nici pe cel mai puternic, nu-l vreau nici pe cel mai slab. Ăsta este potrivit pentru ce am eu nevoie. Lucrări prin curte, dulgherie și așa mai departe. Ăsta este DJV 180, fierăstrăul pendular pe care l-am ales din această gamă 18V LXT. Are un motor cu pericolectoare, dar nu m-a deranjat până acum, nu l-am solicitat atât de tare încât să regret cumva decizia că am optat pentru acest model. Montarea lamei se face foarte, foarte rapid, are aici o clemă care eliberează prinderea pendulului, se introduce pânza, se eliberează și pânza rămâne fixată, deci foarte rapid se schimbă accesoriul. Întrerupător cu turat variabilă, și îmi place lucrul ăsta că dacă vreau să încep mai ușor sau să tai mai încet o anumită piesă, pot să reglez direct din acest întrerupător. De asemenea, se poate și bloca, un alt lucru care a contat cumva atunci când am cumpărat acest model, pentru că atunci când îl transporti, mă interesează să fie blocabil acest întrerupător. Alminteri, pot să mă accidentez în timp ce urc, de exemplu, cu el pe o scară. Un pendul care coboară până la 26 de mm adâncime, 2600 de pendulații pe minut, are 3 trepte de tăiere rapidă aici, în funcție de materialul pe care vreau să-l tai și cât de repede vreau să trec prin el. Reglare a tălpii la unghi de 90 de grade, 45 de grade, deci poți să-l folosești și pentru tăierea la 45 de grade. Are și un adaptor pentru aspirator, dar nu l-am adus aici să vi-l arăt. Se montează aici sub talpă și cu, bineînțeles, cu o altă conexiune se poate monta la aspirator și în felul ăsta vă puteți menține curățenia foarte, foarte bine acolo unde aveți nevoie. Taie până la 135 de mm în lemn și 10 mm în metal. Un pendular foarte solid, foarte bine construit așa ca materiale. Nu
mi-a plăcut foarte tare finisajele pe care le-au dat cei de la Makita acestui model, dar la treabă se comportă excepțional de bine. Asta este pendularul DJV 180. Rindeaua pe care am luat-o din această gamă este DKP 180. Este și varianta cu motor brushless, varianta îmbunătățită, mai puternică, mai bună, dar eu nu am avut nevoie de aceea. M-am mulțumit cu acest model de rindea, pentru ce am eu nevoie este suficient. O rindea cu motor cu pericolectoare, din nou, nu m-a deranjat, nici nu am folosit-o foarte, foarte tare. Dacă observați, este aproape nouă. Am folosit-o prea puțin la treabă ca să-mi dau seama dacă cumva mi-ar fi trebuit mai degrabă modelul cu pericolectoare, dar cred că pentru ce am eu nevoie este foarte, foarte bun și acest model. Rindeluiește până la 2 mm maxim, petrecere 14.000 de rotații pe minut, frână electrică, talpa este din aluminiu, lățimea de 82 de mm, are un picioruș pentru protecția cuțitului atunci când am nevoie să o așez pe piesă, în felul ăsta ca să nu îmi stric cuțitul, să nu deteriorez nici suprafața. Ghidaj paralel, de asemenea, este în cutie, nu l-am adus aici să vi-l arăt, are un ghidaj paralel cu care mă pot ajuta ca să rindeluiesc, de exemplu, pe o latură dintr-o piesă, fără să trec și să trec drept, bineînțeles, un limitator care mă ajută, un ghidaj paralel. Posibilitate de montare aspirator, are evacuarea aici în partea dreaptă. Dacă vreau să lucrez la interior și nu vreau să fac foarte mult praf, pot să-l conectez la aspiratorul de atelier și în felul ăsta mențin atelierul curat. Deci, rindeaua DKP 180, o rindea de care eu până în momentul de față sunt foarte mulțumit. Unul din ciocanele rotopercutoare pe care le-am în această gamă este acest DHR 241. Mi-a plăcut tare mult, în primul rând, ca model. Cumva este similar celui pe cablu HR 2470. Comenzile funcționează foarte, foarte bine. Un lucru care m-a decis, să zic așa, să-l cumpăr. Cu toate că, de regulă, prefer ciocanele un pic mai compacte, nu mă deranjează absolut deloc poziția de lucru la acest model. Din contră, pot să am o priză foarte, foarte bună atunci când am nevoie să găuresc el și să-l forțez un pic mai tare. Un mâner care funcționează nu pe principiul slăbire și rotație, ci are câțiva pini, trebuie potrivit și îți alegi, bineînțeles, poziția de lucru. Motor cu pericolectoare, se încălzește puțin atunci când îl folosești un pic mai tare, bineînțeles, în material. Mandrină SDS Plus, intrare rapidă a burghiului, bineînțeles, doar la scoatere se trage în spate de acest inel de la mandrină. Selectorul funcțiilor de lucru, vi l-am arătat puțin mai devreme, este aici. Are găurire normală, găurire cu percuție și funcția de dăltuire, plus o treaptă de unde sau de care mă pot folosi pentru a-mi repoziționa poziția dălții. Sistem antivibrații aici la acumulator, un lucru care îmi place. Hai să vă arăt și cum funcționează foarte, foarte rapid. Deci, bineînțeles că ciocanul dezvoltă foarte, foarte multe vibrații și ca să nu ajungă cumva în circuitele acumulatorului, observați că are aici o articulație care își face treaba foarte, foarte bine. Ăsta este sistemul antivibrații la acest 241. Întrerupător cu variator, îmi pot selecta numărul de turații și de bătăi, bineînțeles, din acest întrerupător. Are 2 juli, energia de lovire, 1100 de rotații pe minut, 4000 de bătăi pe minut și pot să găuresc cu acest model până la 20 de mm, cu burghiu până la 20 de mm în beton. Cel puțin asta este recomandarea celor de la Makita. Eu am dat și cu ceva mai gros, la nevoie se chinuie puțin, dar dacă ai nevoie poți să folosești și un burghiu un pic mai gros, răruți totuși. E bine să ținem cont de recomandările pe care le dă producătorul. Ăsta este DJR 186, unul din modelele de fierăstrău sabie pe care le veți găsi în gama celor de la Makita. Eu am optat pentru modelul tot cu pericolectoare, să zic așa. L-am testat și pe cel fără pericolectoare. Sigur că este net superior, dar din nou, nu am nevoie de mai mult decât atât. L-am folosit pe acesta în ultima vreme destul de mult în grădină. Am avut de tăiat o grămadă de copaci, o grămadă de resturi. M-a ajutat foarte, foarte tare și nu mi-a trebuit mai mult de atât. Este foarte ergonomic, îți oferă o prindere extraordinar de bună. Este foarte confortabil așa în lucru. Prinderea lamei se face tot SDS. Intră și atunci când am nevoie să o dau jos, pot să învârt de clema asta și pânza sare singură. Deci tot la fel de rapid este ca la modelul 187. Talpa de sprijin nu este reglabilă la modelul ăsta. Din fericire, nu am avut nevoie să o reglez și m-am folosit de asta cu care a venit așa cum este ea fixă. 32 de mm lungimea cursei și capacitatea de tăiere este de 255 de mm în lemn. Bineînțeles, în funcție de pânza pe care o pun, eu pot să întind sau să cobor
această lungime de tăiere, 2800 de curse pe minut, întrerupător, variabil și blocabil în același timp și, bineînțeles, XPT Extreme Protection Technology, gândit să reziste în condiții de lucru, bineînțeles, mai dure. Este un firăstrău sabie, chiar dacă cu motor cu perii, este profesional. Ca polizor unghiular am optat pentru acest DGA504. Din aceste DGA-uri, din această gamă de DGA-uri, este modelul cel mai ieftin, să zic așa. Îi lipsesc dotări, exact cam pe la mașini atunci când vă uitați după anumite dotări. Nu are frână electrică, de exemplu, cum ar avea 506, nu are variator de turații. Sincer, nu mi-au trebuit niciunul din cele două. L-am luat pentru că este un polizor unghiular extrem de confortabil și de manevrabil în lucru și este puternic. Are motorul brushless. Diametrul pânzelor pe care le pot monta este de 125 de mm. Observați că aici este o piuliță rapidă. Nu vine în set cu această piuliță. Am pus-o eu, am cumpărat-o separat și mi-am montat-o. Mâner anti-vibrații, acesta lateral. Întrerupătorul este de tip on-off aici deasupra. Aici are un indicator pentru starea bateriei, câte două site pentru filtrarea prafului grosier, ca să nu intre, bineînțeles, în motor. 8500 de rotații pe minut și sunt suficiente pentru care un cuplu foarte, foarte bun. Automatic torque drive, din nou, își calculează cumva singur forța și numărul de rotații în funcție de solicitarea pe care i-o dau eu. Kickback detection, dacă mi se îngrădește, mi se oprește, bineînțeles, nu mă pot accidenta din acest punct de vedere. Funcția anti-restart, dacă este pornit și introduc acumulatorul, bineînțeles, nu o să-mi pornească, deci iar se elimină un risc mare de accidentare. Nu are frână electrică, dar are soft start și XPT. Este gândit pentru a rezista în mediile profesionale de lucru, să spun așa. Deci, un polizor ieftin, nu are toate dotările pe care le găsiți de la codul ăsta în sus, de la 504 în sus, dar este tot ce am eu nevoie atunci când am nevoie să ies afară, să tai ceva, să mă bazez pe un polizor unghiular și, bineînțeles, să am mobilitate, confort, să nu mă încurc de cabluri și așa mai departe. DGA 504. Asta este mașina mea de șlefuit orbitală DBO 180, abia achiziționată, nici măcar nu am testat-o până acum, nu am pus-o la lucru, dar trebuie să vi-o arăt și pe aceasta pentru că abia a venit. Am ales acest model, au ieșit între timp modele și cu motorul brushless la Makita, nu se găsesc din câte am văzut în momentul de față la noi în România, sau dacă se găsesc, se găsesc destul de rar. DBO 180, mașină de șlefuit orbitală, are un platan aici de 125 de mm, deci pot să folosesc hârtie de 125 de mm. Nu are motor brushless, este cu pericolectoare, vine cu un săculeț din acesta pentru colectarea prafului, dacă vreau să-l montez aici. Alminteri o să fac rost de un adaptor și îl pot folosi direct la aspirator. Întrerupător digital aici și selector pentru 3 viteze. Am 7000, 9500 și 11000 de oscilații pe minut. Foarte util atunci când ai nevoie să tragi o margine fină unei piese sau să nu știu, să faci o muche rotundă, cumva la o piesă pe care vrei să o prelucrezi în felul ăsta. Destul de comod, pot să-l țin de aici deasupra, pot să-l țin de aici, abia aștept să lucrez cu el, repet, abia a venit, încă nu l-am pus la treabă, dar o să fac, bineînțeles, și cu acesta un review împreună cu teste și o să vedeți mai multe despre acest model în acel clip. DHR 171, una din sculele de la Makita la care nu o să renunț niciodată, un ciocan rotopercutor, cum îmi place mie să-i spun așa, de buzunar, este extraordinar acest model, motor brushless, este mic, este compact, este potrivit pentru electricien, pentru instalator, pentru întâmplare, etc., pentru că este foarte compact, are două funcții de lucru aici, sper să vi le pot arăta cu mânerul ăsta montat, are doar două funcții de lucru, dar nu trebuie mai mult, găurire cu percuție și găurire normală, mandrină SDS Plus, întrerupător, bineînțeles, cu variator integrat, sistem antivibrații, are până și sistem antivibrații, observați aici dacă strâng așa, se vede cum acel arc preia vibrațiile, deși ai zice că n-ar avea foarte, foarte multe vibrații acest model, totuși le preia foarte bine aici în partea de sus, lumină de lucru aici în partea de jos, ca să vezi pe unde găurești, mai ales dacă te bagi în locuri destul de strâmte. Are 1,2 J energie de impact, 680 de rotații pe minut, 4800 de bătăi pe minut. În beton poate duce până la 17 mm. 17 mm acest ciocănete, cât de mic îl vedeți, găurește până la 17 mm. 13 mm în lemn și 10 mm în metal. Un ciocan
extraordinar când îți trebuie exact așa ceva. Nu mai mare, nu mai mic, nu mai puternic, nu mai slab. DCL-281F, noi am mai adus și restul accesoriilor cu care vine în pachet. Este un aspirator care se poate folosi fie în felul ăsta, așa cum l-am poziționat eu ca să îmi fac repede treaba și să curăț pe unde am nevoie, fie se poate folosi, bineînțeles, și cu tija, cu talpa de aspirare, se poate folosi și prin casă, foarte, foarte util, în special pentru mașină. Dacă pleci cu mașina plină de scule, e bine să ai așa ceva în portbagaj ca să cureți rapid pe acolo după ce îți termin treaba. Are un rezervor aici pentru mizerie de 500 de mililitri, filtru HEPA în interior, comutator digital, 3 poziții de aspirare, 3 trepte de putere de aspirare aici și la maxim aspiră până la 1,5 metri cubi pe minut. Confortabil, ușor de folosit, motor brushless la acest aspirator. Repet, pentru cei care dețineți, mai aveți deja scule Makita, aveți mașini, puteți să-l luați chiar dacă nu-l folosiți pentru curățarea, să zicem, a scolelor după treabă, puteți să-l folosiți doar pentru aspirarea în interiorul mașinii, pentru că este foarte, foarte util și practic din punctul ăsta de vedere. DCF-102, unul din ventilatoarele pe care le puteți găsi la fel în gama celor de la Makita. Eu am optat pentru acest model. Vara am nevoie să mă răcoresc câteodată, se face foarte, foarte cald și am nevoie de un astfel de ventilator, iar dacă tot am atâtea unelte în gama de 18V, nu cred că trebuia să lipsească și un ventilator. Panou digital de comenzi aici jos, foarte, foarte simplu de folosit, are întrerupător, 3 trepte de putere aici, îl pot regla și, de exemplu, cât să meargă, o oră, 2 ore, 4 ore. Aici la treapta cea mai puternică poate ventila până la 100 cu viteza aerului de 180 de metri pe minut. Mod ventilare stânga-dreapta, bineînțeles, ca să îmi facă curent de aer așa de jur împrejur. Se înclină până la 45 de grade în partea sus-jos, bineînțeles, și se poate folosi fie cu acumulator, fie cu acumulator, introduceți acumulatorii aici în spate, fie se poate folosi și cu adaptorul pentru priză pe care îl conectați aici. Deci dacă îl țineți prin ateliere, de exemplu, și nu vreți să consumați curentul din acumulator, îl puteți folosi și la priză. Asta este ventilatorul DCF-102. Am acest DMR-114 radio și boxă Bluetooth în același timp. Un radio de care mă folosesc atunci când vreau să mă relaxez sau când vreau să îmi pun ceva, să ascult în timp ce fac treabă. Funcționează cu acumulatorii de 18V LXT, 12V CXT și dacă nu mă înșel, dacă aveți și de 14,4, cred că funcționează și cu cei de 14,4. Dar poate fi alimentat și de la rețea pentru că vine cu adaptor în pachet și bineînțeles puteți să-l puneți undeva acolo pe un raft și să îl alimentați de la priză. Așa, ca să vă faceți o idee cât are autonomie, cu un acumulator de 6 amperioră poate să redea până la 21 de ore muzică. Redă prin Bluetooth la o distanță de 10 metri, dacă distanța este optimă, fără obstacole, fără nimic, deci până la 10 metri sau până la 30 de metri în exterior, dacă îl țineți afară undeva și la fel nu are obstacole, poate reda până la 30 de metri distanță, ceea ce mi se pare suficient. Oferă mai multe moduri de sunet, aveți mâneri de transport care include bineînțeles și antena radio, este foarte bine protejată împotriva șocurilor de pe șantier, observați că are toate marginile siliconate și destul de îngroșate, protecție IP65 împotriva apei, a prafului, are o grămadă de setări digitale, afișaj digital aici în partea din față, poate memora până la 5 posturi de radio preferate și redă radio de pe frecvența AM și FM, bineînțeles, regulator de volum, două difuzoare înalte dispuse pe lateral și un bas aici în partea de jos. Un radio excepțional, se aude foarte, foarte bine, mie îmi place tare mult acest model DMR-114. Încep să vi le arăt și pe cele de grădină, nu vi le pot arăta pe toate, dar am această drujbă pe care abia am achiziționat-o, nici măcar nu am folosit-o, este absolut nouă. Eu am primit una de la cei de la Makita, cu care bineînțeles că am făcut și câteva teste, vă las linkul acelui video în descriere și puteți să vedeți acolo cum s-a comportat. De altfel am cumpărat-o și cu Duke 353, modelul Top Handle, pe care de asemenea l-am avut, l-am vândut pe acela și am optat pentru acest model pentru că este mai confortabil pentru mine să lucrez. Este, vedeți, o porține ca pe o drujbă normală, deci poziția mă avantajează mai mult la acest model de motofierăstrău. Funcționează cu doi acumulatori de 36V, se montează unul pe o parte, unul pe cealaltă parte. Vine cu o șină de 35 de mm, lanțul
care este deja montat, este PAS 3P8. Sistem rapid de întindere și fixare, aici în partea din dreapta, se desface foarte ușor și puteți să desfaceți capacul, puteți să întindeți lanțul și așa mai departe. Indicator pentru curentul din acumulatori, am aici între mâneri și locul unde se montează acumulatorii. Întrerupător digital de punere în funcțiune care este aici, deci fără ăsta nu pot să pornesc motofierăstrăul și este o funcție de siguranță. Întrerupător de acționare clasic în două moduri, siguranță deasupra și acționare în partea de jos. Rezervor de ulei de 200 de mililitri și are o viteză de tăiere a lanțului de 1200 de metri pe minut. Un motofierăstrău excepțional. După ce am testat modelul pe care l-am primit de la cei de la Makita, m-am decis să-mi cumpăr și eu unul imediat. Chiar a doua zi am dat comandă de un motofierăstrău pentru mine și ca atare sunt foarte, foarte mulțumit de el. Am această suflantă mică de mână dub 186, mică, compactă, ușoară. Probabil o să spuneți că am făcut o țigănie, că am tăiat această duză. Ea vine normal cu duza asta lungă și aici puțin curbată pentru a mătura aleile. Mi-a fost lene, vă mărturisesc că mi-a fost lene să dau comandă de o duză din aceea mai scurtă și oricum era prea lungă pentru ce aveam eu nevoie, așa că am tăiat-o pe cea cu care a venit în pachet. Eu am nevoie să curăț rapid, rapid mesele pe care fac teste, sculele așa de mizeria grosieră, pe urmă le iau, bineînțeles, la pistol, dar aveam nevoie de așa ceva pentru a mătura rapid mizeria de la locul unde fac testele. Ca atare nu mă interesează cât de estetic arată această duză tăiată. Motor cu pericolectoare, 3 trepte de putere pe care le poți schimba de aici din mâner, cea mai puternică fiind de 3,2 metri cubi pe minut sau 68 de metri pe secundă, dacă vreți așa. Întrerupătorul cu variator de putere, bineînțeles că cresc viteza cu care se învârte turbina de aici din întrerupător, poate funcționa 2 ore cu un acumulator de 5 amperi oră, cum este acesta, ceea ce este suficient pentru ce am eu nevoie. Deci, o suflantă mică, compactă, am folosit-o, bineînțeles, și pe la întreținerea jarului din grătar sau atunci când am nevoie să mai arc ceva deșeuri într-un butoi, pot să întrețin foarte, foarte bine focul cu această suflantă dub 186. Și iată și suflanta mare pe care o am, dub 362, aceasta este suflanta mare de care mă folosesc pentru a curăța, de exemplu, toamna, frunzele de prin livadă, de prin alei, de oriunde se mai duc și pe unde le mai duce vântul, bineînțeles. Suflantă mare care are nevoie de 2 acumulatori de 18V pentru a funcționa, deci are un voltaj de 36. Vine cu mai multe segmente de tub, un cap rotund, plat, care eu le pot folosi și să-mi reglez lungimea în funcție de operațiunea la care vreau să o folosesc și, de exemplu, dacă vreau să suflu pe beton sau în iarbă. Motor brushless, întrerupător cu variator de putere și blocator, are indicator pentru starea acumulatorilor și o putere destul de mare de suflare, 193 de km pe oră sau 13,4 metri cubi pe minut. O suflantă fantastică, aceasta dub 362. De dur 181, acest trimmer mă folosesc atunci când termin de cosit, de tuns iarba, de exemplu, prin livadă și zonele pe care nu le poate acoperi mașina de tuns iarbă, le tai cu acest dur 181. De asemenea, îl folosesc foarte, foarte bine pe după magazii, pe după anumite construcții unde oricum n-aș putea să intru cu mașina de tuns iarbă acolo. N-aș avea nevoie nici de ceva mai mare și mai puternic de atât pentru că m-ar incomoda și n-aș putea să acced în locul respectiv. Este foarte potrivit pentru genul ăsta de lucrări. Motorul este în partea de jos, este un motor cu pericolectoare. Diametrul de tăiere este de 260 de mm, are 7800 de rotații pe minut. Se poate regla unghiul capului de tăiere, bineînțeles, are reglajul, se poate regla și lungimea de lucru. Se poate regla de asemenea și mânerul secundar, deci mi-l pot configura într-o varietate de moduri, în așa fel încât eu să lucrez cât mai comod și are întrerupătorul cu siguranță. Un trimmer destul de bun pentru lucrări mai mici așa. Eu l-am forțat și în bălării destul de mari și s-a comportat foarte, foarte bine. Dur 181. O altă jucărie pe care mi-am luat-o pentru a avea mai multă energie atunci când folosesc sculele mari, cele care folosesc câte 2 acumulatori de 18V, cum ar fi, de exemplu, drujba pe care vi-am arătat-o puțin mai devreme sau motocoasă și alte unelte de genul ăsta. Ăsta este PDC01, o magazie de 4 acumulatori. Aici înăuntru se pot introduce 4 acumulatori
de 18V și în felul ăsta am aici o magazie de acumulatori în spate ca să mă pot folosi de curentul ăsta pentru a lucra, bineînțeles, mai mult. Vine cu curele, bineînțeles, pe care le pot ajusta pe spate aici, centura cu care mă leg la mijloc ca să stea fix, iar adaptorul pentru unelte este acesta. Pot să folosesc fie acest adaptor și să conectez direct la unealtă, sunt unelte care permit acest cuplaj, fie folosesc acest adaptor care intră în acest fel și în felul ăsta ăștia doi înlocuiesc acumulatorii, îi bag de exemplu în firăstrăul circular și îmi trag curentul din acumulatorii pe care i-am pus eu aici, deci 4. Pot să alimentez cu rucsacul ăsta și pe cele de 36V, cum vă explicam puțin mai devreme, folosind acest adaptor cu 2, dar bineînțeles că le pot alimenta și pe cele de 18, dar în cazul ăsta eu trebuie să-mi procur un adaptor din ăsta cu un singur slot de genul ăsta, baterie. Dacă mă întrebați dacă este greu, este un pic, are 7 kg în total, cu 4 acumulatori de 5 amperi montați acolo, dar nu se simt foarte tare pentru că îl iei în spate și bineînțeles că așezându-se pe umeri nu mai simți atâta greutate. O magazie foarte, foarte utilă, acest PDC01. Acum, alimentarea acestor scule le fac cu ajutorul acestor acumulatori. Am momentan 7 acumulatori de 5 amperioră și unul de 6 amperioră. O să vreau să mai îmi procur unul din asta de 6 amperioră pentru mașina de tuns iarbă în special. Sunt zile în care nu mi ajunge o singură pereche de acumulatori de 5, mai rămâne un petic mic și atunci, ca să nu mă duc să iau iară un alt set de acumulatori de 5, o să mai iau unul de 6 și probabil că cu ăștia sigur o să-mi termin treaba. Încărcătorul pe care îl folosesc este acesta, DC18RD, are două porturi, încarc simul doi acumulatori și scrie aici undeva și puterea de încărcare este un încărcător rapid 9 Ah, deci un încărcător cu două porturi, am LED-uri luminoase și bineînțeles și la unul și la celălalt și mă anunță prin muzica pe care eu o setez, eu mă anunță când acumulatorii sunt încărcați. Un încărcător de care aveam nevoie pentru că am o grămadă de acumulatori, am atâtea scule care funcționează pe 36 și nu puteam să stau după ei până să încarcă. Cam astea sunt uneltele pe care le folosesc eu în momentul de față în gama celor de la Makita. Nu v-am spus de ce am ales până la urmă să merg pe Makita. În primul rând, se găsesc foarte, foarte multe unelte în această gamă și cumva este foarte practic să mergi pe o singură gamă. Îți cumperi acumulatori și îți cumperi uneltele din acea gamă. De asta e bine să te gândești foarte, foarte bine înainte. Am mers pe Makita pentru că au foarte, foarte multe scule în gamă. Au și pentru construcții, au foarte multe pentru grădină și bineînțeles că eu stând la casă am nevoie și pentru grădină. Ca tare am mers pe Makita. Plus de asta sunt ieftine. Raportul calitate-preț este unul foarte, foarte bun în opinia mea. Sunt foarte mulți dealeri autorizați în România pentru că avem fabrică Makita în România și ca atare piața este destul de plină de produse. Și cam astea ar fi motivele pentru care am mers eu pe Makita. Sunt niște scule fiabile, destul de durabile și care nu costă nici foarte, foarte mult, dar aspectul principal este că au o grămadă de produse în această gamă. Vedeți bine, și pe construcții, și pe grădină, și pe entertainment, și pentru absolut tot ce vreți voi și probabil că vor scoate multe altele în viitor. În momentul de față au undeva peste 360 de produse numai pe această platformă 18V LXT. Ce mi-aș mai dori în viitor și nu am momentan ar fi motocoasa Dur 368 pe care eu am testat-o anul trecut și de care am rămas foarte, foarte impresionat. Nu neapărat că aș avea foarte mare nevoie, nu am suprafețe mari de cosit, dar mi-a plăcut tare mult cum funcționează și atunci când voi avea nevoie, vreau să o am. Este o motocoasă pe care mi-o doresc, 368. Și am mai pus ochii pe DLS 211ZU, firăstrău circular de banc. Momentan e un pic cam scump și nu îmi trebuie neapărat chiar acel model, dar eu mi l-am trecut acolo în listă în cazul în care prind vreodată o ofertă foarte, foarte bună. Îmi voi lua acel model pentru că este extraordinar de bun. Am făcut clip și cu acela, am făcut bineînțeles teste, le-am pus pe canal. Astea sunt sculele mele din gama Makita LXT momentul de față. Mă bucur dacă v-am fost de folos câtorva dintre voi. Aștept bineînțeles întrebările voastre jos în secțiunea de comentarii. Găsiți în descriere link-uri către fiecare produs în parte. O să încerc să împart clipul cumva și pe capitole ca să vă fie mai ușor de urmărit. Pentru cei care, de exemplu, vor să vadă doar anumite produse. De asemenea, vă las link-uri și către produsele pe care le găsiți pe tools.store.ro ca să vedeți cam cât mai este prețul lor, să zicem, în această perioadă. Și ne vom revedea, bineînțeles, următoarele clipuri. Până atunci, vă doresc ca de obicei mult chef de treabă și numai bine!